Nimeni nu se întreabă! Adevărat. Dar eu tot am să vă spun că e cu libera exprimare. Adevărul e că am postat Roblox pentru că ideea era că, având în vedere că era un trilion de jocuri pe o singură aplicație, adică să nu ziceți că nu era, pentru că, na, jocurile alea erau ca Topicraft, cel puțin Brookhaven, asemănător. Totul s-a schimbat după ce am primit 600 de vizionări pe videoclipul ăla cu Cheese Roblox. Totul s-a schimbat și am încercat să postez jocuri cât mai calitative. Pentru că, na, având ajutorul vostru, mă rog, adică celui care s-a uitat, m-a ambiționat să fac și eu Roblox. De fapt, și puteam să fac roleplay cu un prieten, puteam să fac orice. Însă, eu mă și forțam. Faptul că eram destul de fentat în a face gaming. Eram destul de fentat. Dar am continuat, pentru că vreau să mă dau Smart 2 și să creez ce a fost de creat. Dar având în vedere că Sonic Exe a primit 500 de vizionări, Doamne ajută, eu mă mulțumesc. Chiar dacă lumea nu mă prea iubește, eu am postat videoclipurile alea doar pentru a mă simți bine. Și, na, probabil v-am indus în eroare că canalul ăsta credeți că e de gaming, însă nu e așa. Că dacă puteam, mi-l făceam de gaming de la început. Luis Roblox sau Roblox Luis. Dar încă nu mi-a venit acea pană de inspirație încât să-mi transform canalul în Luis Roblox. Nu eram sigur. Și da, eu m-am distrat jucând Roblox, dar m-am întors la vlog. Ciao!